Spitalul nostru este într-o situație, mă rog, într-un fel similară, nu s-a ajuns chiar până aici. Am avut o asistentă care a avut niște comportamente de genul acesta grave și într-o noapte s-a bătut cu călingea în bașul, deci cu cântărețul. Mă rog, după un timp am desfăcut contractul de muncă, această asistentă făcea tot timpul, avea tot timpul comportamente violente verbal. Atunci s-a ajuns și la o violență de ordin fizic și vreau să vă spun că de când am desfăcut contractul de muncă, mie mi-era frică, era singură pe tură în camera de gardă, mi-era frică să nu omoare pe cineva, pentru că să știți că orice am făcut, ne-a făcut, cred că, cel puțin 500 de procese. 500, am spus, de procese. Exact ca și femeia despre care e vorba, pentru că am înțeles că mama ei afirmă că a făcut plângeri penale peste plângeri penale tuturor. Așa și doamna despre care vorbesc a făcut plângeri penale și procese tuturor oamenilor pe care... Venim cu toate informațiile despre bătaia din salonul spitalului. Călin Giambașu, atenție, bătut acolo în spital. Cine face toate dezvăluirile? Ce măsuri s-au luat imediat după bătaie? Și ce s-a întâmplat exact? Venim cu filmul complet. Avem informația, domnul Petre Giambașu va fi în scurt timp aici, în direct cu noi și ne va povesti absolut tot ceea ce a fost acolo, doamnelor și domnilor, în acea bătaie. Merită să rămâneți cu noi, venim imediat cu toate dezvăluirile și mărturile în scurt timp, numai la România TV. La bătaie în salonul spitalului de o asistentă, artistul se afla la un control la spitalul de oftalmologie când a avut un schimb de replici cu una dintre angajate. Asistenta nervoasă a sărit la bătaie. Ne explică Iuliana Damian, este în direct cu noi. Iuliana, ce informații ai? Când găsit, întâmplarea a fost povestită de medicul Monica Pop într-o emisiune de televiziune. I-am vorbit despre un incident. O asistentă avea comportamente. Da, revenim la tine pentru că nu te auzim foarte bine. Însă, iată, îmi spun colegii, este într-o legătură telefonică directă domnul Petre Giambașu, cunoscutul artist. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Giambașu, bună seara! Bună seara! Domnule Giambașu, ce s-a întâmplat? Abia acum a făcut doamna doctor Pop aceste dezvăluiri. Înțeleg că o asistentă a sărit la bătaie când fiul dumneavoastră era în salon. Ce s-a întâmplat acolo exact? Haideți să, în prima dată, vreau să îmi cer scuze în fața întregului auditoriu, probabil că întreaga țară este cuplată la telenovela asta noastră. Îmi cer scuze pentru că în această lună, decembrie, înainte de sărbători, chiar n-aș fi vrut să discutăm despre subiectul ăsta în niciun fel. Și nici pe Facebook, nici pe televizor, dar văd că fiul nostru nu se potolește și atunci o să trec cu scuzele de rigoare peste gândirea mea inițială ca de sărbători să nu întinăm cu problemele noastre murdare până la urmă, să întinăm liniștea oamenilor, dar lucrurile trebuie să până la urmă puse la punct. Așa, în legătură cu ce m-a întrebat dumneavoastră, trebuie să știți că evenimentul s-a petrecut în felul următor. Într-o bună dimineață m-am trezit cu patru polițiști la ușă, civili, așa, și s-au prezentat și știți ce a făcut băiatul de astra seară, al noapte. Zic, nu știu nimic. Ce ne pare rău, dar să știți că băiatul dumneavoastră va face pușcărie. Cum adică? Ce s-a întâmplat? M-a cam trecut curentul electric, până atunci s-a mai întâmplat diverse evenimente neplăcute, nu dar nu chiar de mărimeasa. Și mi-au relatat ei că, domnule, păi uite, a venit la 1 noaptea sau 2 ori, mai știu nimic de asta, la serviciul de gardă și nu știu cum, ca o asistentă care nu știu cum l-a servit cum trebuie, eu spun ce au zis ei în momentul acela, că au bătut-o, i-a dat o palmă sau o palmă mai tare, ne-au rupt și colțul unui birou. M-a cam trecut curent electric, trebuie să vă spun, e clar că nimeni nu se simte confortabil în această situație și am spus doar așa, zic, doar, lăsați-mă puțin să mă, sunt absolut surprins, lăsați-mă să mă interesez pe ce e vorba și nu cred că poate fi vorba de copilul meu să facă așa ceva, lăsați-mă să mă interesez. Ei au plecat, dar să știți că treaba este foarte gravă. Mulțumesc, au plecat. L-am sunat pe Călin, când s-a trezit el mai târziu puțin, și el a
explodat, mai am avut aseară un eveniment, că am avut filmare toată noaptea și, nu știu, a explodat un glob acolo în platou și lumina a fost prea puternică și efectiv ea arse retina sau ceva de genul ăsta, nu mă pricep eu exact. Cu dureri foarte mari s-a prezentat la serviciul de gardă la spitalul Carabină Conașeți. Așa, și acolo în sfârșit, domne, o femeie care m-a țipat la noi că dacă n-am cardul de nu știu ce, da? Și asta cu durerile care le avea la asta, justificat, dar și dureri, ca și comportament, nu l-am găsit nici atunci că a făcut bine. Și domne, i-am dat, ia natura, așa și am fost astăzi, ce să... Băi, băiatule, zic, uite, a venit poliția la mine, o să fac... Domne, nu știu ce să fac, dar eu așa am pățit și așa îți spun. Și a doua zi, ne plecam într-un turneu, chiar eram la autocar, în momentul când se ne urcăm la autocar, a sunat telefonul mobil. Nu-l cunoșteam, bă. La telefon era doamna dr. Monica Pop, care mi-a spus, eu sunt domnul Jean Bașu, zic, doamna, ce sunteți? Eu sunt doamna Monica Pop, și mi-a spus textual, și sper că dumneavoastră nu a uitat, că nu are cum să uite treaba asta, textual a spus, domnule Jean Bașu, băiatul dumneavoastră este sănătos? Și mi s-a părut că e puțin cam dur, doamna, vă rog frumos, iertați-mă dacă părinte, nu accept să vă adresați așa, în primul rând că nu ne cunoaștem și dacă e ceva de vorbit, vorbim în direct, în față în față. Noi ne-am crescut copilul cu exact cum trebuie, cu educație aleasă, deci nu știu acum ce s-a întâmplat, am auzit că s-a întâmplat ceva, lăsați-mă să mă informez și mă prezint în fața dumneavoastră ca să discutăm despre ce este vorba. Dar în poate vă spun, copilul dumneavoastră nu este sănătos, era furibundă. Dumnezeu poate să confirme. Mai mult decât atât, la câteva zile, după ce am venit-o din turneu, cu soția mea, ne-am prezentat la cabinetul dumneavoastră și dumneavoastră la fel de furibundă era, că nu se poate să întâmplă fel, că i s-a bătut un membru al spitalului și am spus, da, nu știu cum s-a întâmplat, dar uite, răspunde că s-a întâmplat așa și sigur că am încercat, ca și părinți, să-l scoatem cât mai bine din această situație. Deci, de atunci au trecut 16 ani și sunt surprins că astăzi mai devreme mi-a spus cineva că s-au făcut anunțurile pentru seară și cineva din studio a spus, păi nu, că asistenta a declarat așa că a fost, că l-a bătut ea sau că nu știu cum, pentru că a privit totul în lumina ultimului. Asta e o informație importantă, da? Doamna doctor, domnule Giambașu, a spus... Călin Giambașu și tatăl da, său. Domnule Giambașu, doamna doctor Pop a spus acest lucru, că într-adevăr, iată, asistenta a fost cea care a sărit la bătaie, că a avut foarte multe probleme cu acest om, multe plângeri. Eu vă mulțumesc foarte mult. Asta nu contest, doamne ferește. Uh-huh. Am auzit și eu că a avut o mulțime, dar la momentul, îmi pare rău că eu nu vreau să-l acuz pe fiul meu, înțeles. Dar în situația nouă trebuie să puniți lucrurile la punct. Când el deja are un atac mărșav asupra noastră, la care eu n-am răspuns încă, este luna decembrie de sărbători, ca să pun lucrurile la punct, asta ca să știe. Domnule Giambașu, eu sper să treceți peste toate aceste lucruri. Vă mulțumesc că ați fost în direct cu noi și vă aștept aici în studio. Mulțumesc și invitaților care au fost aici în această seară alături de mine. Doamnelor și domnilor, începe imediat jurnalul. Eu vă mulțumesc pentru fidelitate. Au petrecut și într-un spital din România, similare cu incidentul de la metrou care a șocat întreaga țară. O asistentă s-a bătut cu Călin Giambașu, iar medicul Monica Pop, directorul spitalului de oftalmologie, a povestit că incidentul nu a fost unul izolat și că se temea ca femeia care refuza să facă un control psihiatric să nu ucidă pe cineva. Ei bine, Călin Giambașu este în legătură telefonică directă cu noi. Călin, bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc bună, bună, că ai acceptat, Călin, să vorbești despre acest subiect pe problemă, care și doamna doctor l-a adus în contextul incidentului nefericit de la metro. S-a întâmplat cu câțiva ani în urmă, însă exact cum spunea și doamna profesor dr. Monica Pop, nu era deloc un incident izolat și asocierea dintre această doamnă asistentă procesomană cu care eu m-am confruntat și criminala de la metrou a fost făcută în acest context de doamna dr. Monica Pop chiar ieri la sinteza zilei. Cum ai spus și tu, această asistentă are hotărâre judecătorească definitivă, asta spunea doamna, da, doamna dr. Monica Pop, de a se prezenta la control psihiatric, însă ea efectiv refuză să meargă. Dacă îți poți imagina, a acumulat în timpul anilor un palmares uluitor, are sute de procese. Dar în cazul tău, cum s-a întâmplat, Călin? Te întreb românește, ce a avut cu tine? Îți explic imediat. Da, la noi a fost destul de simplu.
ce a creat însă această doamnă asistentă, aveam să aflu de-abia după niște ani. Îți spun întâi legat de, de dânsa ca și profil de proces uman. Deci l-a dat în, avocat, în judecată pe avocatul meu, pe motiv că m-a apărat pe mine. Au urmat după aceea proprii avocați, 60 de procese cu alți avocați, tot ce povestesc acum, e relatat de doamna doctor Monica Pop chiar într-o postare pe pagina mea. Și mai mult decât atât, există dovezi, bănuiesc că sunt documentele. A dat în judecată consilieri juridici de la Ministerul Sănătății, chiar pe directorul Direcției de Sănătate Publică, colegi de muncă, grefieri, un polițist care păzea sala de judecată, de tribunal, procurori, judecători de caz și 5 miniștri ai sănătății. Incredibil. Este ireal așa ceva, nu? Și totuși s-a întâmplat. Și în afară de aceste câteva procese, doamna această asistentă mai avea și acțiuni juridice deschise de mai bine 12 ani cu propriul copil și cu toți vecinii. Da, sunt lucruri extrem de grave, da, e extrem pe de o parte. De grav, da. Dar când se ajunge la agresiune, cum s-a ajuns în cazul tău, e păi, și mai grav. Da, pe mine m-a bruscat, dar pe, înspre doamna doctor Monica Pop a aruncat cu un lichid în timpul unui proces și lângă doamna Monica Pop era domnul avocat Florin Gătejan, deci de la violență verbală a ajuns la cea fizică foarte ușor și legat de situația mea. La noi toate tensiunile au început, fiindcă efectiv nu vroiam să o las afară pe soția mea, afară din cabinet, fiindcă era noapte și încă șantier în lucru în zona respectivă a spitalului. Eu m-am prezentat acolo noaptea la o urgență. Motivul pentru care m-am îmbrâncit, la finalul consultației, doamna doctor a fost foarte în regulă, adică și-a făcut cu maxim profesionalism, maxim de profesionalism meseria și îmi făcea permanent semn din cap, asta e, taci și înghite că o știm cum e. Eu nu știam că se va ajunge chiar până la stadiu de mă va îmbrânci când urma să ies din cabinet și să-mi spună textual domnul vedetă, banc și dădea cu mine de perete, data viitoare să aveți carnetul de, să ai carnetul de sănătate la... Tu ți-ai scos noaptea, atunci, Călin, certificat medico-legal? Nu aveam carnet de sănătate la mine, adevărat. Mă prezentasem noaptea la urgență, venisem de la un film și nu mai vedeam numărul de la mașină. Adică avusesem o arsură de cornee, de retină, nu mai știu exact cum se cheamă, în urma unei filmări, din cauza spoturilor foarte puternice. Și nu mai vedeam bine. Deci nu carnet de sănătate și fiind la vorba mine, despre urgență, e de înțeles. Călin, dar tu ți-ai scos atunci certificat medico-legal? Laura, e adevărat, am răspuns în același gest, ea s-a împiedicat, s-a prăvălit peste placajul unui birou, m-a acționat și pe mine în judecată printre acele sute de procese, mi-a cerut, sau a pretins, mă rog, în instanță, 50.000 de euro, deci nu a făcuse în spirit civic acțiunea judecătorească, ci pentru a obține foloase necuvenite și bani nemunciți. 50.000 mi-a cerut, a primit zero. Tu ai câștigat procesul? Dacă a primit 0, nu? A cerut 50, a primit 0 și am plătit 800 de lei costul placajului biroului peste care s-a prăvălit când s-a dezechilibrat. Am înțeles. Sunt semnale de alarmă, Călin, așa cum spuneam, pe care trebuie să le tragem. Mulțumesc foarte mult că ai intrat în direct la Star Magazine pentru a ne povesti despre incidentul respectiv. Mergem acum mai departe.